Bună ziua! Mă numesc profesor Costel Chiteș, de la Colegiul Național Tudor Vianu din București și, dragi elevi, mă adresez în special vouă, celor de clasa 8-a. Am pregătit pentru voi astăzi o lecție de geometrie pentru evaluarea națională, care are titlul Distanțe și măsuri de unghiuri în fețele sau în interiorul unor corpuri geometrice. Și astăzi voi prezenta această lecție împreună cu un elev de clasa 8-a de la Colegiul Național Vianu, pe care îl cheamă. Prezintă-te, te rog. Mă numesc Costache Florian, sunt clasa 8-a și sunt de la Vianu. Așa. Deci să începem lecția de astăzi, amintind faptul că, așa cum știm încă din clasa 6-a, etimologic vorbind, geometria este arta de a măsura pământul. Și în geometria spațiului se pun probleme legate de măsurare atât a lungimilor de segmente cât și a unghiurilor. Și să ne amintim cât de important a fost studiul distanțelor dintre astre, care a fost necesar primilor navigatori. Deci iată că ne întoarcem în timp să ne dăm seama cât de importante au fost calcularea acestora. Prima chestiune pe care am repetat-o din punct de vedere al formulelor este faptul că într-un paralelipiped dreptunghic ABCD A'B'C'D, de dimensiuni A mic, B mic și C mic, lungimea diagonalei este dată de formula D egal cu radical din A pătrat plus B pătrat plus C pătrat. Ceea ce îmi doresc de la voi, dragi elevi, este ca aceste formule pe care le rețineți, este foarte bine să le și demonstrați pentru a crede în ele, pe de o parte, și pe de altă parte, în cazul emoțiilor unui examen, mai ales că e primul vostru examen mai dificil, este uneori necesar să știți să le demonstrați în caz că aveți mici neclarități. De aceea, Floriane dragă, la primul exercițiu am spus să se demonstreze formula precedentă. Și atunci o să te rog să desenezi împreună cu mine un paralelipiped dreptunghic. Să spunem AB, CD, A', B', C', D', în care diagonala cine este, Floriane? Una dintre ele. Este AC', de exemplu. AC'. Și atunci, ca să construim diagonala paralelipipedului, construim întâi diagonala bazei, nu? AC, AC. După care îl unim pe A cu C'. Da. Bun. Hai să le explicăm și copiilor care ne urmăresc, colegilor tăi, cum demonstrăm această formulă. Deci dimensiunea, aceasta este A mic, aceasta este B mic și aceasta este C mic. Poftim, Florian. Păi o să avem, aplicăm teoremul Pitagora, în triunghiul dreptunghic A, C, C prim. Știm că este dreptunghic deoarece paralelipipedul este pe un paralelipiped dreptunghic. Deci C prim C este perpendicular pe planul bazei, pe ABC, da. Și pentru că AC este inclusă ca dreaptă în planul ABC, așa ați învățat frumos să scrieți la școală, nu? CC prim sau C prim C este perpendicular pe AC. Și atunci, așa cum ai spus, dictează-mi, te rog, deci în triunghiul ACC prim, așa, dreptunghic. Aplicăm teorema Pitagora. Deci dreptunghic în C, aplicăm teorema lui Pitagora. AC prim va fi ipotenuză, nu? Da. Deci AC prim la pătrat este AC pătrat plus CC prim la CC prim pătrat. Pătrat. E, și ne dăm seama că în acest moment nu cunoaștem să găsim și pe AC. Și atunci în triunghiul ABC, ABC, da, care este AC este triunghi? A pătrat plus B pătrat. Este triunghi dreptunghic în B, nu? Deci da. Vom avea egal cu A pătrat plus B pătrat și îl adunăm și pe C pătrat. Și atunci, dacă scoatem radicalul, rezultă că D mic sau AC prim, de exemplu, este radical din A pătrat plus B pătrat plus C pătrat. Bun. Am demonstrat această formulă.
Am trecut la exercițiul 2, în care se cere să se arate că într-un cub de muchie egală cu A, diagonala este A radical din 3. Deci se vede clar că într-un cub avem toate dimensiunile egale. Deci A egal cu B egal cu C. Și atunci ce rămâne să facem? Să calculăm PD, care este din formula precedentă A pătrat, A pătrat plus A pătrat plus A pătrat. Adică da. Radical din 3A pătrat. Dacă am fi la algebra, am pune 3 ori modul din A, dar pentru că A este pozitiv, ne iese radical din 3 de mulțit cu A, sau A radical din 3. Bun. Următoarea problemă pe care am selectat-o pentru colegii tăi și pentru tine, să se determine lungimea diagonalei pentru, și am luat primul caz, un paralelipiped dreptunghic de dimensiuni 6, 8 și respectiv 24. Deci ce rămâne de făcut, Floriane? Rămâne să înlocuim. Deci D-ul va fi radical din, ajută-mă, 6 la pătrat plus 8 la pătrat plus 24 la pătrat. Adică este radical din 64 plus deci 36, 36 plus 64. Și plus 576. 576. Copiii mai buni știu pe din afară pătratele până la 30, nu? Deci și este egal mai departe cu radical din 676. 100 plus 576. Adică din 676. 676. Care este 26, nu? Da. Aici elevii care nu știu cât face, fie descompun în factori primi, fie aplică formula de scoatere a radicalului. Și am sesizat că în ultima vreme elevii nu prea mai știu să scoată radicalul. De aceea îmi permit să reamintesc. Radical din 676, tu mai ții minte cum se calculează? Algoritmul de calcul? Da. Se grupează în grupe de câte două, de la da. Dreapta către stânga. Da. Și căutăm o cifră care e ridicată la pătrat să fie mai mică sau egal cu 6. Cea mai mare dintre ele, care este? 2. 2 la pătrat. 4. 4. Rămâne 2. Diferența 2. Mai departe ce facem? 7, 6. Deci coborâm grupa. Îl dublăm da. Pe 2 și lângă 4, 4 punem o cifră care mulțită cu ea însăși să dea numărul respectiv, nu? 6, da. 6, 3, 6, 6 și 3, 24, 27. Și atunci este fix ceea ce trebuia. Și atunci înseamnă că 6 a fost bun și am reamintit, nu? Algoritmul de scoatere a radicalului. Bun. Deci da. Înseamnă că 26 de centimetri este diagonala. Trecem la punctul B mic. Avem de-a face cu o prismă patulateră regulată cu muchia bază egală cu 5 radical din 2 și înălțimea 24. Dacă este prismă patulateră regulată, înseamnă că baza este? Înseamnă că baza este pătrat. Dacă e regulată, e pătrat. Deci înseamnă că A mic este egal cu B mic și este egal cu 5 radical din 2 și înălțimea, care este C mic, am spus că este 24 în problemă, nu? Da. Și atunci D mic o să fie egal cu radical din? O să fie egal cu radical din 50 plus 50, nu? 5 radical 50 la pătrat. Plus 50 și plus? Și plus 576 este din la nou fel 576 de care am mai vorbit. Și iese la fel tot 26. O șașa. Centimetri, evident. Și ce mic? Da. Avem de-a face cu un cub cu aria unei fețe egală cu 81 de centimetri. Dacă aria unei fețe este 81 de centimetri pătrați, înseamnă că latura? Latura e 9. 9. Deci înseamnă că A mic este 9 centimetri. Și atunci rezultă că diagonala, da. Spuneam că este cât? A radical din 3. Radic. Deci o să fie 9 da. Radical din 3 centimetri. Aici copiii trebuie să fie foarte atenți, Floriane, pentru că, de exemplu, dacă ești ușor neatent și ce spune aria unei fețe, un alt copil se poate gândi la aria totală și atunci o mulțește cu 6 și așa mai departe, adică trebuie foarte, foarte mare atenție în lectura textului care apare în problema de la examen. Problema următoare, o prismă triunghiulară regulată are muchia bază egală cu 8 cm și înălțimea egală cu 4 radical din 3. Deci este o prismă triunghiulară regulată. Un triunghi
Eu o să-mi permit să-l desenez așa. Deci ABC și A', B', C'. Deci dacă este regulată, e clar că bazele sunt triunghiuri echilaterale, da? Și Da. muchia bazei este 8 cm și înălțimea este 4 radical din 3. Da. Prima chestiune este să se afle perimetrul triunghiului AB', C'. Deci unim pe A cu B', pe A cu C'. Și acum să facem discuție. Ce reprezintă AB' pe fața AB, B'A'? Este o diagonală. Într-un dreptunghi, nu? Într-un dreptunghi. Deci și atunci aplicăm o putem Pitagora. calcula cu Pitagora în triunghiul B'BA, având perpendicularitatea deja cunoscută. Deci înseamnă că A B' o să fie radical din AB pătrat, care înseamnă 8 la pătrat pătrat 64 64 plus 48. 48. Și suma de radical din 112. 112. 112 multiplu de 4, nu? E 4 da. Ori, 4 în 11 intră de 2 ori și în 32 ai de multiplu 8 de ori. 16. Exact. Da. Și mai este un 4, deci e radical din 4 la pătrat de mulțit cu 7. Deci este 4 radical din 7. Pe cealaltă față, care este cine? A, C, C'A', care este tot un dreptunghi, congruent cu celălalt, vom avea și AC' de aceeași lungime, nu? Cele două segmente sunt congruente. Deci, figura care s-a format, A, B', C', triunghiul respectiv, ce fel de triunghi este? Isoscel, de Bun. bază B', C'. Foarte bine. Deci rezultă că triunghiul A, B', C' este isoscel. Bun. Și ni se cerea să se calculeze perimetrul său. Și atunci rezultă că perimetrul său va fi egal cu cine? Suma laturilor, nu? Da. Floriane. Deci înseamnă că 4 radical din 7 plus 4 radical din 7 și plus muchia și care plus este 8. Nu? Și dă 8 da. Radical din 7 plus 8, îl dăm pe 8 factor comun, pe lângă radical din 7 plus 1. Plus 1. Distanța de la punctul A la dreapta B'C'. Cu ce sfat vii, cu ce idee? Păi să ducem perpendiculara, nu? Prima oară. Pe... În triunghiul isoscel a B'C' să ducem înălțimea, nu? Da. Și să punem aici o literă, să zicem D. D să scriem. AD perpendicular pe B'C'. Și pentru că triunghiul este isoscel, evident că înălțimea este și mediană, nu? Deci înseamnă da. Că DB' este egală cu DC'. B'C' pe 2. Nu? B'C' și supra egal cu 2. Da. Și egal cu 4. 4. Și pentru că aici este un drept, distanța căutată o să fie chiar segmentul AD și atunci în triunghiul dreptunghic AD-B' aplicăm din nou teorema lui Pitagora. Și atunci AD este catetă, nu, Florian? Da. Da. Deci AD de pătrat o să fie AB prim pătrat la pătrat minus DB prim pătrat. DB prim la pătrat. AB prim la pătrat era 112, parcă 12. Nu? 12. Da, da. 112. Minus 16. Și minus 16. 96. 96. 96 face, da? Bun. De unde da. 6 și cu 6, 12? E bine. 4 radical din 6, nu? Deci AD este egal cu 96 este 4 radical din 6, da? Că este 16 pe 6, nu? Da. Bun.
deci ne-a ieșit. Iar tangenta unghiului format între planul ABC, planul bazei, și planul AB'C', o să ducem înălțimea și aici, nu? Să zicem că e punctul E și unim pe D cu E, nu? Dacă A este înălțime în triunghi echilateral, evident că este și medianei de toate și atunci înseamnă că unghiul căutat este acesta, nu? Să zicem că este unghiul alfa. Și atunci tangentă de alfa este cateta opusă pe cateta alăturată. Cateta opusă este cât? 4 radical din 3, iar AEU este înălțime în triunghi echilateral de latură 8 și cât este înălțimea? Este A radical din 3 pe 2, deci 8 radical din 3 pe 2. Deci ne dă 1. Deci aici, în loc de radical din 6 pe 2, o să tăiem și o să punem rezultatul corect, care este 1. Să vedem mai departe. O prismă hexagonală regulată are fețele laterale pătrate cu latura de 1 cm. Ca să desenăm o prismă hexagonală regulată, o să o desenăm în plan un pic mai turtit, așa ca să zicem. Așa o vedem în spațiu, nu? Așa, deci aici să fie A, B, C, D, E și F. Și acum ridicăm înălțimi egale și obținem figura căutată. Bun. Deci, e așa. Bun. Deci aici o să fie A prim, B prim, C prim, D prim, E prim și F prim. Și citim cu atenție că fiecare față laterală este un pătrat de latură 1. Deci asta implică, Floriane, că avem aici 1 și înălțimea este 1. Deci înseamnă că știm dimensiunile. Prima dată se cere AD. Care ar fi prima idee a profesorilor de matematică pentru elevilor? Ca figurile din spațiu să fie reprezentate în plan. Deci eu aș recomanda să se deseneze un cerc și pe acest cerc să luăm cele 6 puncte echidistante, adică hexagonul regulat. Și pentru că unghiurile sunt de 60 de grade, înseamnă că aici este C, aici este D, aici este simetricul față de aici este E și dincoace este F. Și atunci când le unim, obținem evident hexagonul regulat. Bun. Și acum, dacă am desenat și hexagonul regulat, vedem că ni se cere AD. Și pentru că unghiurile acestea sunt de câte grade? Fiecare? 60. De 60, nu? A, O, B și așa mai departe, pentru că sunt unghiuri la centru care subîntind o șesime dintr-un cerc. Și dacă cercul are 360 de grade, împărțit la 6, face 60. Deci dacă acesta este 60 și este unghi isoscel, O, A egal cu O, B, înseamnă că el este chiar echilateral. Și atunci, dacă fiecare unghi este de 60, înseamnă că A și D sunt simetrice. Sunt simetrice față de O, adică D este simetricul lui A față de O, adică practic AD este un diametru. Și atunci am descoperit că prima întrebare este că AD, distanța este de 2 cm, nu? Mai departe, distanța de la A la B prim. De la A la B prim. Cine o să fie această distanță? Florian. Păi o să fie, aplicăm teorema lui Pitagora în A, B, B prim, nu? În care și catetele sunt 1 și 1, nu? Da. Deci înseamnă că A, B prim va fi radical din 2. După care se cere unghiul format între dreapta A, C prim și planul bazei. Deci trebuie să unim pe A cu C, nu? Da. Și atunci unghiul va fi unghiul C, A, C prim, nu? Da. Pentru că proiecția lui C prim pe plan este C și pentru că A se află în plan, înseamnă că proiecția segmentului AC prim pe plan este chiar AC. De acord, nu? Deci noi avem nevoie de măsura acestui unghi, să zicem că îl cheamă tot alfa. Pentru asta avem nevoie
fie de AC prim, fie de AC. Și eu cred că pe acel găsim mai rapid. Ne întoarcem la figura plană și lunim pe A cu C. Și aici avem mai multe variante. Cât este măsura unghiului ACD? ACD. E de 90, nu? Pentru că subîntinde un semicerc. Deci înseamnă că triunghiul este dreptunghic, latura asta este de 1, îl avem pe AD. Deci înseamnă că în triunghiul dreptunghic ACD aplicăm teorema lui Pitagora, nu? Deci AC pătrat e catetă, nu? Deci este AD pătrat minus DC pătrat. Deci este 4 minus 1 egal cu 3. Deci înseamnă că AC este radical din 3. Și dacă ne întoarcem la problemă, deci dacă avem nevoie de unghiul alfa, pentru că AC este radical din 3, l-am găsit, avem catetele AC și CC prim, deci putem să aplicăm una dintre formulele în care apar catetele. Și catetele apar fie la tangentă, fie la cotangentă, nu, Florian? Da. Și atunci tangentă de alfa o să fie cateta este opusă pe radical din 3. Pe radical din 3. Și tangenta de alfa care face 1 pe radical din 3 este unghiul de 30 de grade. Tangenta de 30 este 1 pe radical din 3. Și așa am găsit și cât este unghiul căutat. Problema numărul 6 vă invit să o faceți pentru acasă, deci ea rămâne pe site să o vedeți. Și de asemenea am pregătit pentru dumneavoastră și problema 7 pe care vă invit să o rezolvați. Și am mai pregătit câteva probleme propuse în afară de cele două. Îi mulțumesc în primul rând lui Florian pentru ajutor, pentru intervenție și, dragi elevi, la sfârșitul acestei lecții vă invit să lucrați singuri problemele care au rămas și, de asemenea, vă invit să lucrați din culegerile excelente pe care le aveți la îndemână pentru examenul care urmează. La revedere!